Repet și încă nu pot să am, adică ținând cont că încă este un chit în desfășurare, nu vreau să intru prea mult în detalii, dar încă mă aștept să fie vorba de altceva, pentru că altfel să faci atâta tevatură pentru niște torțe. Am văzut că nu doar eu am declarat-o, declarat-o cam toți. Inclusiv rivali, rivali, care este de apreciat reacția lor, pentru că este de apreciat, să știi, pentru că da, e de apreciat în primul rând pentru că sunt corecți, pentru că și ei, la rândul lor, mai ales dacă sunt de la echipe cu suporteri, știu ce se întâmplă, au galerii și își dau seama de lucrurile astea. Foarte multă lume, și eu am crezut asta, au spus că e doar, să zicem, o parte și că e un început și că de fapt... A fost un pretext, Victor, da, crezi? Așa am crezut la început, da. Adică totuși ați văzut, adică s-au întâmplat niște lucruri, au reținut oameni, au fost arătate niște poze la momentele respective cu arme, cu armament. Da, da. Chiar și titlurile la început au sunat destul de dur. Grup infracțional organizat, arme, muniții, da. Bine, arme letale. Asta nu știu dacă ține de investigație, ține mai mult de ziariști. Da. Cum încearcă, e normal, fiecare încearcă să găsească senzațional, o să atragă cât mai mulți cititori, dar credeam că poate e mai mult de atât și au încercat, adică a plecat de undeva și de-aia am zis să așteptăm multă lume, stați că nu e vorba doar de asta, ați văzut, nu știu. Și lideri, am văzut chiar la voi, chiar liderul Galeriei FCSB, că sigur nu e despre asta. Da. Așteptăm, dacă e doar despre asta, e, nu știu, ne simțim atacați, e cu adresa, adică noi, doar noi avem galerie. Și nu doar noi am introdus materiale pirotehnice, mă refer la noi, Galeria Rapidului și Clubul Rapid, și Clubul nu are vreo legătură, cred că au făcut-o toți. Normal că trebuie să pleci de undeva, dar ar fi fost normal, cred eu, să fie niște lucruri clare, să-i cheme, să le spună, nu știu, poate îi repet, poate nu e vorba doar de asta, dar zic că aș vrea să îi lăsăm să-și facă treaba, să vedem la final ce și cum se va întâmpla, dar dacă este strict pe materiale pirotehnice, este o exagerare foarte mare. O să te întreb direct, că ai spus că au toți, că s-au făcut să știau, dacă se dovedește a fi doar ceea ce a apărut până acum, crezi că Rapidul a început să deranjeze și un atac direct? Nu, n-aș vrea să zic neapărat asta, o să vedem. Eu cred că Rapidul a ajuns și este unul din cele mai importante cluburi și de departe asta cel puțin putem să spunem, aveam cea mai importantă galerie și avem în continuare cea mai importantă galerie, adică ca și exprimare, ca și număr, ca și lider, era, cred că toată lumea știe că cel mai greu era să vii să joci pe Giulești, suporterii noștri merg cu miile la toate deplasările, cântă non-stop, normal că nu o să recunoască rivalii, dar dacă întrebi aproape oricine, și multă lume, sau este lume care vine la stadion pentru spectacol ăla, da. Și atunci mă gândesc că au făcut-o pentru că eram, și galeria noastră era cea mai importantă. Și, pentru a da un exemplu cu aia cei mai vizibili, cei mai buni. Dar, repet, nu știu dacă trebuie, dacă tot vrei să faci, trebuie să dai exemplu cu toți. Și, repet, exemplu n-ar trebui să fie date așa, ar fi trebuit să fie făcut într-un fel diferit, dar nu ține de mine. Până la urmă e o chestie, repet, am și spus-o și eu și domnul Șuc, e o chestie care nu e normală, e interzisă, trebuie să facem ceva, dar atâta timp cât o lași, până la urmă, așa poți să le opunem și lor. De ce au lăsat atâția ani și n-au luat-o de la început? Legea asta e de foarte mult timp. De ce s-au trezit azi să facă asta și n-au făcut-o acum un an? Da, și momentul, practic, adică începe un început play-off-ul, de play-off. Da, repet, până la urmă sunt deciziile lor și, repet, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Nu suntem pro, mai ales noi nu avem cum să fim, nici eu, nici Dan și cred că niciun investitor sau patron din Liga 1 n-are cum să fie pro petarde. Pentru că asta vă costă. Costă vă normal, costă ca lumea. Tu amens, spuneai 400.000, nu? Anul acesta. Doar anul ăsta, da, până acum. Deci plus teren suspendat, nu joci cu spectatori, amenzi. Normal că nu ne convine, dar, repet, aș vrea să nu se mai arunce cu anumite obiecte. În schimb, cred eu că trebuie să lăsăm, poate să găsim niște alternative în așa fel încât în tribune să fie, să fie un spectacol. Pirotehnic, poate, nu știu, habar n-am, există fumigene care, sau torțe care nu... sunt, nu poate să dea, să, da, să cu dea foc. Foc rece, cu flacără rece, rece cu și așa mai departe. Habar, nu mă pricep, dar cred eu că așa ar fi frumos. Tot timp cât este interzis, să înțelegem, totuși cred că putea fi făcut un pic altfel. Fără atâta tamtam. Cât de afectat este
președintele Nicolae și te întreb pentru că tu ai și o relație de prietenie cu el și adică nu este relația aia strict investitor, acționar, președinte. Între voi este și o relație de prietenie. Ați fost de la bun început în proiectul ăsta și tu îl simți și ca om. Da, vă dați seama că este afectat de lucrurile astea. N-are cum să nu fie afectat. Daniel Nicolae, pe lângă că e președintele Rapidului, cred că e de departe o figură foarte importantă în fotbalul românesc. A fost un jucător exponențial și pentru Rapid, dar și pentru echipa națională. Un jucător care a fost și a jucat la echipe importante din afară, adică vorbim despre... Un nume. Crezi că acțiunea asta, acțiunii respective îi dă greutate, între ghilimele, și faptul că președintele Rapidului este implicat? Cred că da și, repet, cred că nu e normal din punctul meu de vedere, pur și simplu. Eu nu cred că este normal să ce s-a întâmplat. Adică cred că putea fi făcute lucrurile altfel, dar, repet, nu sunt eu în măsură și nu sunt acolo să iau aceste decizii. Normal că el este afectat. Eu personal și nu numai noi și clubul susținem, dar n-ai cum să nu fie afectat. Îți dai seama că nu. E omenește până la urmă. Dar s-a pus problema vreodată ca Nico să renunțe în perioada asta? Nu. Bine, nu știu asta. Trebuie să-l întrebați. Sper părerea lui, nu. Din punctul nostru de vedere, v-am zis, noi ca și acționariat suntem alături de el și ca prieteni, și ca prieteni amândoi, că și domnul Șucu are o relație de prietenie cu Nico. Înțelegem lucrurile, repet, ni se pare un pic exagerat, dar suntem alături de el. A apărut ieri, într-una dintre stenograme, faptul că Nico a luat legătura cu un arbitru înainte de meci și au apărut și pe tema asta. Eu nu cred asta, nu. Sincer, nu am stat de vorbă, pentru că v-am zis că am fost răcit, au apărut ieri, n-am apucat, am venit acum la tine la emisiune, nici nu am fost la birou de câteva zile, nu am vorbit, dar eu personal chiar n-am niciun dubiu că nu a luat legătura, nu cred că e interzis. Cu 48 de ore înainte, spune. Uite, scuză-mă că te întrerup, referitor la ce spui tu, a fost mai devreme la Fanatic Super League, a fost domnul Balaș, a intervenit telefonic și a spus că dânsul chiar crede că lucrul ăsta nu s-a întâmplat și nu pe chestiuni de joc și dă toată credibilitatea lui Nicolae. Nu s-a întâmplat. Deci cred că a fost scos într-un fel din context, poate nefericit într-adevăr la chestia aia, Nico cumva spunând că ok, toată discuția era, din ce am citit și eu, pentru că am citit asta, dacă se dă înainte să înceapă meciul. Sau pe strofa 3. Da, sau... Și atunci, probabil, ca să, ok, dacă dați înainte, hai că am vorbit, nu o să dea drumul. Eu nu cred că a avut să se cred că mai mult a spus-o ca să-l liniștească. Asta am vrut să spun. Crezi că a fost o declarație așa, stai bă liniștit că am vorbit eu. Stai liniștit că nu o să dea drumul. Da, nu cred, că doar nu... Și imaginez cu 4 zile înainte de meci discuție Nico cu Colțescu, care este un arbitru acum, vechi. Unul dintre cei mai buni și care rezistă la presiune. Și în care să-i spui ce să-i zică președintele clubului, auzi, vezi că dăm cu bombe, adică vezi și tu. Probabil că i-a spus, stai... Atenție, știți, arbitru din camera VAR, nici măcar centralul. Exact. Adică... Nu, eu nu cred că... Eu pur și simplu cred că a fost o... A spus-o pur și simplu ca să liniștească, stai liniștit, că dați înainte și nu o să înceapă meciul, că n-are cum. Da. Că de obicei așa se întâmplă, nu e prima oară, cred că, când se dă înainte. Dacă se dă, de obicei arbitru nu dă drumul la meci. Dați, mă, aveți și voi grijă cum dați, că oricum am vorbit eu și e ok. Asta cred eu, repet, nu s-a întâmplat, cred că niciodată să aibă, repet, nici cu mai devreme de 48 de ore, nu știu să fi discutat vreodată, dar nici nu cu vreun arbitru. Eu pot să spun pentru mine sigur 100% că nu am discutat, nici n-am numerele lor. Nimeni din club, deci în niciun caz nu s-ar fi sunat cu 4-5 zile să-l anunț, cu 5 minute, în cel mai să zicem bun sau rău caz, cum vrei, poate înainte de meci. La ședința tehnică, dar nu să sune arbitru, nu, e pur și simplu scoasă cumva așa.